Binecuvântat! Fără Duhul lui Dumnezeu cel Sfânt, vom fi doar niște muritori neputincioși în lucrurile spirituale și vom fi foarte limitați să ajungem ceea ce Dumnezeu așteaptă să ajungem, adică să-i fim credincioși și ascultători. Vom avea voința, dar nu vom avea puterea de înfăptuire. Să ne rugăm întotdeauna Marea Putere a Duhului Sfânt să locuiască în noi. Și să ne transforme în niște împlinitori, nu doar în niște cunoscători ai Voiei lui Dumnezeu. În seara aceasta am ajuns la cel de-al zecelea împărat din Regatul de Nord, din Israel, în studiul împăraților evreilor, și textul biblic este mai lung, are două capitole. Aș putea să citesc doar câteva versete și apoi să spun câteva lucruri. Dar eu știu că citirea Bibliei nu este un lucru tocmai ușor în societatea probabil cea mai stresantă și cea mai aglomerată din lume, adică societatea americană. Am stat de vorbă cu cineva cu două zile în urmă care a venit din Spania, a muncit acolo o vreme și acum s-a mutat în Statele Unite și el remarca diferența uriașă de stres uh, între Europa și America remarca uh, și uh, ajutorul social, dar printre altele spunea că aici nu există sâmbătă, nu există duminică, oamenii muncesc cu disperare de noaptea până noaptea și era omul speriat. Noi nu mai vedem asta că ne-am obișnuit, dar uh, societatea asta este organizată atât de mult încât pur și simplu uh, te trage puțin câte puțin și te prinde într-un într ciclu, într-un iureș al vieții, când pur și simplu nu mai ai timp suficient să dormi, nu mai ai timp să-ți vizitezi rudele, familia, prietenii, nu mai ai timp chiar să te rogi și să citești Biblia. De aceea, cu riscul că vom, ne va lua 10 minute, vreau să citim două capitole din Biblie, cred că va fi un folos foarte mare să citim din Cartea Domnului. Să ne aducem aminte de ce spune Vechiul Testament despre împărații evreilor. Să nu uităm, spre exemplu, pe Iehu, împăratul din seara aceasta, ce spune Biblia despre el. Eu o să încerc să prezint câteva gânduri principale ca o aplicație practică, dar ce spune Biblia despre el, foarte probabil că nu toți vom citi acasă două capitole în seara asta, dar o să le citim aici împreună. Mă gândesc că unul dintre cele mai mari câștiguri este să ascultăm vocea Domnului. Explicațiile fraților prin predici sunt foarte importante, dar este bine să ne aducem aminte de Scriptură să ascultăm ce spune Dumnezeu și de asemenea Dumnezeu să ne asculte pe noi ce îi spunem Lui prin rugăciune. Poporul Domnului o să citim 2 împărați capitolele 9 și 10. 2 împărați capitolele 9 și 10. În traducerea Cornilescu este pagina 398, 398. Vă, vă invit să vă ridicați. <sus> Prorocul Elisei a chemat pe unul din fiii prorocilor și i-a zis, Încingeți mișlocul, ia cu tine sticluța aceasta cu un de lemn și du-te la Ramot în Galad. Când vei ajunge acolo să cauți, să vezi pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimșii. să te duci să-l ridici din mijlocul fraților săi și să-l aduci într-o odaie deoparte, să iei sticluța cu un de lemn, să-l torni pe capul lui și să zici, așa zice Domnul, te ung împărat al lui Israel apoi să deschizi ușa și să fugi, fără să te oprești. Tânărul, slujitorul prorocului, a plecat în ramot din Galad. Când a ajuns, căpetenile oștirii și le-au jos. El a zis, căpetenie, am să-ți spun o vorbă. Și Iehu a zis, căruia dintre noi toți? El a răspuns, ție căpetenie. Iehu s-a sculat și a intrat în casă. Și tânărul i-a turnat un de lemnul pe cap zicându-i, așa zice Domnul Dumnezeului Israel, te ung împărat al lui Israel, al poporului Domnului, să nimicești casa stăpânului tău Ahab. Și voi răzbuna asupra Izabelei sângele robilor mei, prorocii și sângele tuturor slujitorilor Domnului. Toată casa lui Ahab va pieri. Voi nimici pe oricine ține de Ahab, fie rob, fie slobod, în Israel. Și voi face casa lui Ahab asemenea casei lui Iroboam, fiului Nebat, și casei lui Baeșa, fiului Ahia câinii vor mânca pe Izabela în ogorul din Israel și nu va fi cine să o îngroape. Apoi tânărul a deschis ușa și a fugit. Când a ieșit Iehu la slujitorii stăpânului său, ei i-au zis, toate bune? Pentru ce a venit nebunul acesta la tine? Iehu le a răspuns, voi cunoașteți bine pe omul acesta și ce poate spune. Dar ei au zis, minciuni, spune-ne dar. Și el a zis, mi-a vorbit așa și așa, zicând, Așa zice Domnul, te ung împărat al lui Israel. Îndată și-au luat fiecare hainele și le-au pus sub Iehu, pe treptele goale. Apoi au sunat din trimbiță și au zis, Iehu este împărat. Astfel au uneltit Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși, împotriva lui Ioram. Și Ioram și tot Israelul apărau ramotul din Galad, împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Dar împăratul Ioram se întorsese să se vindece la Israel, de rănile pe care le făcuse sirienii când se băteau împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Iehu a zis, dacă voiți să nu lăsați pe nimeni să scape din cetate ca să se ducă să dea de veste la Israel, și Iehu s-a suit în carul lui și a plecat la Israel. Căci Ioram era bolnav în pat acolo și Ahazia, împăratul lui Iuda, se coboruse să-l vadă. Caraula, pusă pe turnul din Israel, a văzut ceata lui Iehu venind și a zis, văd o ceată de oameni Ioram a zis, iau un călăreț și trimite-l înaintea lor să întrebe dacă este pace. Călărețul s-a dus înaintea lui Iehu și a zis, așa zice împăratul, veniți cu pace? Și Iehu a răspuns, ce-ți pasă de pace? Treci înapoi a mea. Caraul a dat de știre și a zis, solul s-a dus până la ei și nu se mai întoarce. Ioram a trimis un al doilea călăreț care a ajuns la el și a zis, așa zice împăratul, veniți cu pace? Iehu a răspuns, ce-ți pasă de pace? Treci înapoi a mea caraul a dat de știre și a zis, s-a dus până la ei și nu se întoarce. Și alaiu este ca al lui Iehu, fiul lui Nim și că mână ca un nebun. Atunci Ioram a zis, în hamă, și-au pus cai la car. Ioram, împăratul lui Israel și Ahazia, împăratul lui Iuda, au ieșit fiecare în carul lui înaintea lui Iehu și l-au întâlnit în ogorul lui Nabot din Israel. Cum a văzut Ioram pe Iehu a zis, pace Iehu? Iehu a răspuns, ce pace? câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale, Izabela și mulțimea vrăjitoriilor ei. Ioram a sucit frânele și a fugit zicând lui Ahazia, vânzare Ahazia! Dar Iehu a pus mâna pe arc și a lovit pe Ioram între umeri. Săgeata a ieșit prin inimă și Ioram a căzut în car. Iehu a zis căpeteniei sale bidear, ial și aruncă în ogorul Nabod din Israel, căci aduți aminte că atunci când stăteam împreună eu și tu călare pe cai înapoi a tatălui său Ahab, Domnul a rostit împotriva lui hotărârea aceasta. Am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor lui, zice Domnul. Și îți voi face la fel chiar în ogorul acesta, zice Domnul. ia dar și aruncă-l în ogor, după cuvântul Domnului. Ahazia, împăratul lui Iuda, când a văzut lucrul acesta, a fugit pe drumul care duce la casa din grădină. Iehu l-a urmărit și a zis, lovește-l și pe el în car. Și l-au lovit la suișul gur, lângă Ibleam. El a fugit la Megido și a murit acolo slujitorii lui l-au luat într-un car la Ierusalim și l-au îngropat în mormântul lui, cu părinții lui în cetatea lui David. Ahazia s-a făcut împărat al lui Iuda în anul al 11-lea lui Oram, fiul lui Ahab. Ehu a intrat în Israel. Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele și-a împodobit capul și s-a uitat pe fereastră. Pe când intra Ihu pe poartă, i a zis, pace, noule zimbrii ucigașul stăpânului său. El a ridicat fața spre fereastră și a zis, cine e pentru mine, cine? și doi sau trei dragători s-au uitat la el apropiindu-se de feras. El a zis, aruncați-o jos. Ei au aruncat-o jos și i-a țâșnit sângele pe zid și pe cai. Ieho a călcat-o în picioare. Apoi a intrat, a mâncat și a băut și a zis, duceți-vă de vedeți pe blestemata aceea și îngropați-o că ce este fată de împărat. S-au dus-o în groape, dar n-au găsit din ea decât asta capului, picioarele și palmele mâinilor s-au întors și au spus lui Iehu, care a zis, așa spusese Domnul prin robul său Ilie tișbitul. câinii vor mânca nogorul ogorul lui Izrael, carnea Izabelei și hoitul Izabelei va fi ca gunoiul pe fața ogorilor în ogorul din Israel așa încât nu se va mai putea zice, aceasta este Izabela. În Samaria erau 60 de fii ai lui Ahab, Iehu a scris scrisori și le-a trimis în Samaria căpetenilor din Izrael, bătrânilor și îngrijitorilor copilului Ahab. În ele zicea, acum când veți primi scrisoarea aceasta, fiindcă aveți cu voi pe fiii stăpânului vostru, carele și caii, o cetate întărită și arme, vedeți care din fiii stăpânului vostru este cel mai bun și mai vrednic, puneți-l pe scaunul de domnii al Tatălui său și luptați pentru casa stăpânului vostru. Ei s-au temut foarte mult și au zis, iată că doi împărați nu au putut să-i stea împotrivă, cum îi vom sta noi împotrivă? Și căpetenile casei împărătești, căpetenii a cetății, bătrânii și îngrijitorii copiilor, au trimis să spună lui Iehu, noi suntem slujitorii tăi și vom face tot ce ne vei spune, nu vom pune pe nimeni împărat, fă ce vei crede. Iehu le-a scris o a doua scrisoare în care spunea, dacă sunteți ai mei și dacă ascultați de glasul meu, luați capetele oamenilor acelora, fii stăpânului vostru, și veniți la mine mâine la ceasul acesta, la Israel. Și cei 70 de fii ai împăratului erau, erau la mai mari cetății care îi creșteau. Când au primit scrisoarea, au luat pe fii împăratului și au tăiat pe acești 70 de oameni. Apoi le-au pus capetele în coșuri și le-au trimis la Ehu, la Israel. Solul a venit să-i spună zicând, au adus capetele fiilor împăratului și el a zis, faceți două grămezi la intrarea porții până dimineață. Dimineața a ieșit și venind înaintea întregului popor a zis, voi sunteți fără vină, eu am uneltit împotriva stăpânului meu și l-am omorât, dar cine a lovit pe toți aceștia? Să știți dar că nu va călca... nu va cădea nimic la pământ din cuvintele Domnului, din cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva casei lui Ahab. Domnul împlinește ce a spus prin robul său Ilie. Și Iehu a lovit pe toți cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab la Israel, pe toți mai mari lui, pe prietenii și pe preoții lui și n-a lăsat să scape niciunul. Apoi s-a sculat și a plecat la Samaria. Când a ajuns la coliba de întâlnire a unor ciobani pe drum, Iehu a dat peste frații lui Ahazia, împăratul lui Iuda și a zis, Cine sunteți voi? Ei au răspuns, suntem frații lui Ahazia și ne coborâm să urăm de bine fiilor împăratului și fiilor împărătesei. Iehu a zis, prindeți-i de vii și au prins de vii și i-au tăiat în număr de 42 la fântâna colibei de întâlnire. Iehu n-a lăsat să scape niciunul. Plecând de acolo a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recap, care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate și i-a zis, inima ta este tot așa de curată cum este a mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns, este. Dacă este, a zis Iehu, dă mâna Ionadab i-a dat mâna și Iehu s-a suit la el în car și a zis, vină cu mine și vei vedea râvna mea pentru Domnul. L-a luat astfel în carul său. Când a ajuns Iehu la Samaria, a ucis pe toți cei rămași din Ahab în Samaria și i-a nimicit cu desăvârșire după cuvântul pe care îl spusese lui Ilie Domnul. Apoi a strâns pe popor și le-a zis, Ahab a slujit puțin lui Bal, Iehu însă va sluji mult. Acum chemați la mine pe toți prorocii lui Bal pe toți slujitorii și pe toți preoții lui, fără să lipsească unul, că își vreau să aduc o mare jertfă lui Bal. Oricine va lipsi, va muri. Iehu lucra cu viclenie ca să omoare pe toți slujitorii lui Bal. El a zis, vestiți o sărbătoare în cinstea lui Bal și au vestit-o. A trimis sol în tot Israelul și au venit toți slujitorii lui Bal. N-a fost unul care să nu fi venit. Au intrat în templul lui Bal, așa încât în templul lui Bal s-au umplut de la un capăt până la altul. Iehu a zis celui ce păzea o cu veșmintele, scoate veșmintele pentru toți slujitorii lui Bal și omul acela a scos veșmintele pentru ei. Atunci Iehu a venit în templul lui Bal cu Ionadab fiul lui Recab și a zis slujitorilor lui Bal, căutați și vedeți să nu fie niciun slujitor al Domnului aici, să fie numai slujitor de-ai lui Bal. Și au intrat să aducă jerfe și ardere de tot. Iehu pusese afară 80 de oameni și le zisese, cine va lăsa să scape vreunul din oamenii pe care îi dau pe mâna voastră, va răspunde de viața lui cu a lui, cu a sa. Când au isprăvit de adus arderele de tot, Iehu a zis alergătorilor și căpetenilor, intrați și loviți -i. unu unul să nu iasă. Și i-au lovit cu ascuțișul sabiei. Alergătorii și căpetenile i-au aruncat acolo și s-au dus până la odaia din funda templului lui Bal. Au scos afară stâlpii sartei din casa lui Bal și i-au ars. Au sfărâmat stâlpului lui Bal, au dărâmat și templul lui Bal și l-au prefăcut într-o hazna de gunoi care a rămas în picioare până ziua de azi. Iehu a nimicit pe Bal din mijlocul Israel, dar nu s-a abătut de la păcatele lui Eroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. N-a părăsit din aur, din Betel și Dan. Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia mea, fii tăi până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnia lui Israel. Totuși, Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului Israel și nu s-a abătut de la păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel. Pe vremea aceea, Domnul începuse să se taie cât o bucată din ținutul lui Israel, căș Hazael i-a bătut la toate hotarele lui Israel. De la Iordan spre Soare Răsare a bătut toată țara Galadului, pe Gadiți, Rubeniți și Manasiți, de la Aroer, care este pe pârâul Arnon, până la Galad și Basan. Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce a făcut el și toate isprăvile lui nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Iehu a dormit cu părinții săi și a fost îngropat la Samaria și în locul lui a domnit fiul său Ioahaz. Iehu domnise 28 de ani peste Israel, la Samaria. Amen. Mulțumesc pentru răbdare, dragii mei, și pentru bunăvoință. Mulțumesc pentru că am citit împreună cuvântul Domnului, ocupați-vă locurile. Sfinții Domnului, în seara aceasta, în timpul care a mai rămas, ne vom opri înaintea Domnului din nou, în cuvântul acesta pe care l-am citit. Nu-l vom folosi, ci ne vom lăsa folosiți de el și vom privi la cel de-al zecelea împărat din Regatul de Nord. Împărații din Regatul de Nord despre care am studiat sunt Iroboam, Nadab, Baesha, Ela, Zimri, Omri, Ahab, Ahazia, Ioram și în seara aceasta Iehu. Privind la acești împărați vom spune câteva cuvinte pe care le socotesc folositoare, atât pentru înțelegerea istoriei împăraților din Vechiul Testament, care este o jumătate a Bibliei, cât și ca o aplicație practică pentru noi, ca și părinți, ca și lideri sau lucrători în via Domnului. Dinastia lui Iehu a ocupat tronul aproximativ 100 de ani, mai mult decât oricare altă dinastie din Regatul de Nord. Ei au domnit între anii 871-853 pentru că merg în ordine descrescătoare înainte ele noastre până în anul 0, anul Domnului Iisus. Și acum am citit în Biblie, Eho a domnit 28 de ani la Samaria, capitala Regatului de Nord, și a avut o misiune grea înaintea Domnului. Privind uh, pasajul acesta biblic pe care l-am citit, aș vrea să surprindem câteva lucruri concrete pe care să le remarcăm și la care să facem o aplicație cu viața noastră. Să lăsăm cuvântul acesta să ne confrunte și acolo unde avem ceva de învățat să învățăm, pentru că este un mare privilegiu să stai în casa lui Dumnezeu și din cuvântul Domnului să fii învățat în liniște. Vreau să surprindem câteva aspecte din viața acestui bărbat, bune și altfel. Primul dintre ele, chemarea lui Iehu. Observați că Domnul lui vorbește lui Elisei și Elisei vorbește la unul dintre fiii prorocilor. Era o școală de proroci pe vremea lui Elisei. Omul acesta a înțeles că trebuie să creeze o structură în care oamenii lui Dumnezeu să fie educați. Era o școală, școală teologică, era o școală de educație spirituală, era numită școala prorocilor. Ei erau instruiți, erau ajutați, erau uh, uh, constrânși înspre sfințire, înspre slujire înaintea lui Dumnezeu. Și observați că el trimite pe unul dintre acești ucenici, pe unul dintre acești studenți ai școlii prorocilor. Și misiunea pe care i-o dă este să-l ungă pe Iehu ca împărat. Iehu a avut parte de o investire specială și cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Elisei, prin Elisei că trebuia să fie ridicat în mijlocul fraților săi. Fraților, ori de câte ori cineva este promovat în slujire, el este ridicat între frați. El nu devine șef, el devine slujitor. Lui se dă da autoritate să slujească, dar și responsabilitate să dea socoteală. Nu poți să ai autoritate fără ca să dai socoteală. Nu poți să fii păstor sau altceva, să ai autoritate de păstor sau de altceva și să faci ce vrei. Trebuie să dai socoteală de ceea ce faci. Orice slujba ai în biserică trebuie să dai socoteală. Poți să fii primul om, primul păstor, sau poți să fii. Un, un slujitor mai, mai mărunt în rândul slujitorilor, dar nu poți să ai autoritate fără să ai responsabilitate pentru slujba la care ești chemat. Observați că Iehu a fost ridicat în mijlocul fraților. Când cineva este chemat la o slujire, este ridicat în mijlocul fraților, dar este ridicat să se coboare. Pentru că cine este cel mai mare este cel mai mic, el trebuie să vină primul să plece ultimul. De la alții se mai îngăduie cât o slăbiciune, dar de la el nu. Dacă îi se întâmplă să, să, să aibă vreo slăbiciune, îl râde lumea și internetul de mamă-mamă. Așa se întâmplă cu cineva ridicat în mijlocul fraților. Iehu a avut parte de o mare chemare. Dumnezeu a spus, ridicați-l în mijlocul fraților. Elisei a fost implicat și Elisei trimite un slujitor de al său. Apoi, aș vrea să surprindem modestia lui Iehu. Când Dumnezeu ridică cine, pe cineva, de obicei omul acela e un om modest. Dumnezeu nu ridică oameni mândri. Uitați ce spune Biblia. Elisei primește misiunea să -l ungă pe Iehu, dar nu se duce el și trimite un student de la școala prorocilor. Omul acesta se duce și găsește căpeteniile stând jos. Și el se duce spre Iehu și îi spune, căpetenie, Vreau să spun o vorbă. Și Ehu modest nu spune, ok, se ridică și pleacă. El verifică dacă despre el e vorba, să nu se facă de rușine. Și cu multă modestie spune, la care dintre toate căpeteniile acestea vrei să te adresezi? Asta trădează faptul că a avut respect și pentru ceilalți. Le-a acordat și lor privilegiu de a putea să primească adresarea studentului de la teologie trimis de Elisei. Nu s-a gribit să răspundă și să zică, o, oh, păi bineînțeles că despre mine vorbești, că numai eu pot fi remarcat. Este, este pusă în evidență modestia lui Eho. El a spus, s-ar putea să nu aud bine, s-ar putea să nu fie vorba chiar despre mine. Haideți să probez, să nu cumva să mă ridic și la urmă să spună, stai jos că nu despre tine era vorba. Întotdeauna modestia este de folos. Întotdeauna modestia este apreciată de oameni. Și de oamenii de sus și de oamenii de jos. E apreciată și de cer și de pământ. Modestia lui Iehu este pusă în evidență de Scriptură. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să ne uităm un pic la misiunea lui Iehu. Dacă veți citi cu atenție slujirea acestui împărat, veți constata că a avut o misiune grea. Omul ăsta a omorât o grămadă de oameni. Uh, Uneori poate am lovit o pisică, o veveriță sau un alt animal mai mic sau mai mare pe șosea și poate l-am omorât. Poate, fără să vrem, am făcut frun rău cuiva, animal sau ființă umană și am avut remușcări. Am zis, domnule, nu puteam să fiu mai atent, să mă uit mai bine. Da' să omor tu atâția oameni cu sabia. Și știți cine i-a spus să facă asta? Dumnezeu. Nu este ușor de înțeles Dumnezeul iubitor din Noul Testament... Cu Dumnezeul sângeros din Vechiul Testament. Nu-i ușor de împăcat această imagine conflictuală. În Vechiul Testament, un Dumnezeu care poruncește, omoară. Și în Noul Testament, nu spune nebunule concurci. Nu-i chiar ușor de pus împreună aceste aparente discrepanțe. Și oamenii care nu citesc Biblia, ateii, creștinii uh, neserioși, ei râd de Biblie pentru că privesc aceste două părți ca un conflict, ca o greșeală a Bibliei și disprețuiți Biblia din cauza aceasta. Frații mei, Biblia spune că păcatul este rușinea păpoarelor și că cine va păcătui va muri. Că moare acum sau că moare la judecata de apoi, oamenii vor muri pentru păcatele lor. Și ceea ce vreau să surprind este faptul că misiunea acestui om a fost următoarea. Te ung împărat, trebuie să fii responsabil. Te pun peste poporul lui Dumnezeu, trebuie să ai grijă că nu-i poporul tău, așa să-l tratezi, așa să te compozi cu casa aceasta ca și cum ești în chirie, nu ești proprietar, ești chiriaș. Să nimicești casa stăpânului tău, tot ce este al lui Ahab trebuie să fie nimicit, pentru că omul acesta și-a bătut joc de Dumnezeu și a întrecut măsura, orice este al lui trebuie să moară. Nu vi se pare ciudat că nu numai Ahab treia să moară și toți copiii, toți nepoții, toată casa lui? Ascultați-mă bine, când noi îl supărăm pe Dumnezeu, când noi întrecem măsura înaintea Domnului, să știți că noi trăim într-o casă, în mijlocul unui neam de oameni și priviți în Scriptură și înțelegeți ceea ce trebuie să înțelegeți. Aduceți-vă aminte de David, că Dumnezeu, după ce a murit David, și-a adus aminte de el când a vrut să-l pedepsească pe băiatul lui și nu l-a pedepsit. Și a spus așa, din pricina tatălui tău, nu iau împărăția de la tine acum, merita să o ia, dar Dumnezeu a transferat din meritul lui taică sau asupra lui. Fraților, întreceți-vă în pocăință, poate că Dumnezeu, când nu vom mai fi în viață, și nu se va sfârși probabil lumea, își va aduce aminte de copiii noștri și de nepoții noștri și în dreptul nostru. Nu am prea multe argumente biblice pentru ceea ce spun, decât cel pe care vi l-am spus și pe care îl prezint sub formă de propunere. Dar priviți în conflict cum toată casa lui Ahab a pierit din cauza lui, pentru că omul acesta a fost nebun de binele. Misiunea lui Ehu, a fost să răzbune neprihănirea lui Dumnezeu, justiția lui Dumnezeu, ofensată de această familie care pur și simplu a distrus o națiune prin influența lor. Mă refer la el și la doamna lui, la Izabela. Și toată națiunea aceasta, tot regatul de nord, a fost atras în apostazie, în idolatrie și în nebunie, în blasfemie, pentru că ei, ca și lideri, au influențat națiunea spre destrăbălare și păcat. Și a venit o vreme când Dumnezeu a ales un om. Uitați-vă la Iehu, vă aduceți aminte ce spune, ce spune Caraula. Caraula era străjerul care se uita, nu cumva să vină o armată străină să asedieze cetatea înainte ca să, să sunăm din trâmbiță și să intre toți, să închidem porțile. Când vede pe cineva fugind cu disperare, știți ce spune, e iehu, că nu mai iehu, nu mai iehu fuge ca un nebun ăsta toată ziua e într-o grabă mare, nu mai el fuge cu disperare de acolo până acolo. Observați pe cine alege Dumnezeu pentru misiuni de genul ăsta, nu alege unul care de-abia se mișcă, cum face doi pași, mai se odihnește o noapte, ci îl alege pe unul ca iehu, un coleric din ăsta care ăsta n-are somn, n-are liniște. A alergat de colo până acolo, numai prafirea în urma lui. Uitați-vă la Ilie ce fel de om e. Uitați-vă la Ioan botezătorul ce fel de om e. Și să înțelegeți că Dumnezeu dă darul oamenilor în funcție de slujba pe care trebuie să o facă. Nu pune Dumnezeu pe unul să cânte care n-are voce. Iertați-mă nici pe unul să vorbească care se, se bâlbăie. Nu uitați că atunci că Dumnezeu l-a ales pe Moise, l-a ales pe Moise pentru capacitatea lui de lider, pentru blândețea lui, dar când a fost vorbă de verbalizare, Dumnezeu a pus lângă el pe fratiso care vorbea bine și ușor și a spus, ăsta este gura ta. Îl alege Dumnezeu pe Iehu, un om operativ, dinamic, eficient. Un om care era recunoscut pentru dinamismul lui, pentru graba lui, pentru praful din urma lui. Fraților, când ne gândim la un păstor, la un dirijor, la un lider de un departament, la un orice fel de slujitor, gândiți-vă puțin dacă se potrivește în locul acela. Că e pocăi, păi pocăiți trebuie să fim toți. Toți trebuie să fim pocăiți. Orice om care vine la biserică trebuie să fie pocăiți. Asta este o caracteristică generală. Dar când e vorba de o slujire, nevoie de darul pocăința nu e un dar. Pocăința e un stil de viață. E bine să știm să alegem, că dacă nu știm să alegem, luăm doi, de stângul sau doi de dreptul. Reputația lui Iehu. Am vrut să, să, remarc lucrul acesta, e un lucru sensibil în Biblie. Nu mă gândiți-vă la următorul lucru. Vine studentul ăsta de la teologie, îl ia pe Ehu, se duc într-o cameră și lunge cu un de lemn ca împărat. Nimeni n-a știut ce au făcut ei acolo. Băiatul ăsta iese și fuge de zici că cineva vrea să-l omoare. Ca și a spus Elisei, să fugi. Iehu iese și el liniștit și se duce între căpeteniile, între ceilalți din mijlocul cărora a plecat când a intrat în casă cu studentul de la școala prorocilor. Și ăștia disprețuitor îl întreabă, ce a vrut nebunul ăsta de la tine? Acum vreau să vă întreb, de ce l-au numit nebun? Atenție! Iehu le spune păi nebunul ăsta m-a uns cu un delem și m-a declarat împărat. Bă, fraților, păi un nebun unge un împărat? Ce fel de națiune este națiunea care acceptă un împărat pus în slujba de împărat de un nebun? Păi dacă un nebun te-a uns cu un delem, nu dau doi bani pe ungerea aceea. Nu te recunoaște încă împărat. Dar știți ce fac oamenii când aud de la Iehu că a fost un împărat? se ridică toți în picioare, își scot haina, o pun pe scările de piatră și spun așa, Iehu este împărat și totul a început de la un nebun, dar nu pentru nebunul acela l-au numit împărat, ci pentru reputația care o avea Iehu. Dacă Iehu a spus că așa s-a întâmplat, înseamnă că așa s-a întâmplat. Când omul ăsta a vorbit între ei, toți l-au ascultat, pentru că un om care are o bună reputație, când se ridică și deschide gura, oamenii îl ascultă. Ține minte ce-ți spun. În familie, în biserică sau pe stradă, când vei vrea să vorbești și oamenii nu te vor asculta, să știi că ai pierdut de mult trenul. Dacă vei spune, hei, opriți-vă un pic ca să vorbești și eu, asta e prea de tot un om cu reputație în casa lui, în biserică și pe stradă, când începe să vorbească ceilalți să spună, nu mă un pic, nu mă un pic că vrea să spună ceva, fratele, tata, bunicul, unchiul, asta înseamnă reputație, să ai dreptul să vorbești și când vorbești oamenii să tacă știind că de obicei un om ca mine, ca dumneata, spune lucruri importante. Iehu a fost un astfel de om. Când a vorbit, oamenii l-au ascultat, deși el a fost în casă cu un nebun. Nu pentru nebunul acela i-au dat crezare, ci pentru reputația lui. Ne oprim aici pentru că uh, timpul s-a -a consumat și uh, stând înaintea Domnului, așa ca un gând pentru rugăciune, aș vrea să vă spun ceva. Frații mei, viața noastră pe de-o parte e lungă, când treci prin spital o săptămână, două, trei, uh, parcă e cât un an. Când ai pe cineva din familie bolnav, zilele sunt lungi și grele. Dar dintr-un alt punct de vedere, uitându-te în urmă, viața este scurtă. Au trecut 51 de ani ca o săptămână. Ei bine, viața aceasta este dreptul nostru de a fi în existență, de a face decizii, de a alege între bine și rău. Uitați-vă la bărbatul acesta. A fost un bărbat care a excelat în slujire, dar n-a excelat în pocăință. A excelat în slujire, a fost rapid, harnic, dinamic, plin de inimă și cum spune el, vin o să vezi râvna mea pentru Domnul. Dar când a fost vorba de închinarea lui personală, de mântuirea lui personală, Biblia spune că n-a avut toată inima dată Domnului. Sunteți oameni plini de inimă și noi toți suntem plini de inimă. Pentru Dumnezeu, de când îl cunoaștem pe Domnul, încercăm să, putem, să, să, încercăm să facem tot ce este mai bun indiferent dacă e vorba de jertfe financiare sau de jertfe umane sau de... Nu în sensul că ne aducem în ci în sensul că ne implicăm mult pentru Dumnezeu. Biserica aceasta a costat o grămadă de bani. A fost aici o muncă imensă. Este o catedrală. Toată lumea o respectă și respectă pe cei care au făcut-o. Și de atunci și până astăzi, din toată istoria acestei biserici de aproape 30 de ani, există multă jertfă. Fraților, e impecabilă slujirea. E impecabilă implicarea, la sacrificiul, dar ascultați-mă, este vorba și de o inimă pe care o cunoaște Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să vă spun că Iehu a fost un om care a lucrat neobosit, dar atunci când a fost vorba de credincioșia lui personală, de ascultarea lui personală față de Dumnezeu, a avut slăbiciuni mari. În această seară aș vrea să privim lucrurile în maniera asta și să știm că ce facem noi se răsfrânge și asupra caselor noastre pozitiv sau negativ. Lăsăm un tezaur spiritual copiilor și nepoților și familiilor noastre. A te închina lui Dumnezeu nu e o religie. Al cunoaște pe Iisus nu e o religie, ci este o relație personală. Să aparții unei denominații creștine de într-un fel sau altul, aia nu înseamnă nimic. Ești același om vechi, murdar, păcătos, vanitos, plin de mândrie sau de altfel. Dar când îl cunoști pe Domnul, spui viața înaintea Lui, te pocăiești de păcate, crezi în Dumnezeu, îți dai viața Lui și trăiești pentru El, atunci te înnoiești, te schimbi și Duhul lui Dumnezeu te folosește. Frați și surori, o mare parte din viața noastră s-a epuizat. Nu știm cât mai este, atât sau atât, dar cât mai este vrem să trăim pentru Domnul, cu responsabilitatea unor oameni care au învățat din experiențele vieții. Să învățăm din, din orice se întâmplă în fiecare zi și să devenim niște oameni care în ziua aceea vom auzi nu dute, blestematule, nici vorbă, ci din potrivă, vino binecuvântatul Tatălui meu și moștenește împărăția care a fost pregătită de la întemerea lumii pentru un om ca Dumneata și pentru un om ca, lume, ca mine. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze pe noi și pe casele noastre. Haide să ne ridicăm la rugăciune poporul Domnului.